de voyager avec Ella Canada. Vă salut, dragile mele, vă salut, dragii mei. Cei care mă urmăresc știți că două luni am fost în vacanță, am fost în Canada, numai ce ieri am aterizat, chiar dacă drumul a fost cam dificil în Frankfurt, dar aceasta a fost ieri, astăzi sunt cu voi, astăzi sunt în timpul prezent, sunt în pace, în armonie, căci acasă m-au întâlnit frumoasele mele, florile mele. Le-am lăsat pe cineva să aibă grijă, dar mă bucur că, iată, am venit și mai sunt floricele. Și vreau să vă zic că fiecare floricică are un nume, numele său. Aceasta este Veronica. O să încep cu ea. Veronica, căci soțul meu mi-a făcut-o prezent la ziua anunții noastre, anul trecut, la 35 de ani, și anul acesta ea înflorește a doua oară, înflorește foarte mult. Anul trecut a înflorit jumătate de an, anul acesta înflorește din aprilie și uitați-vă ce frumușică. Dar cum mă îngrijesc de ea? Am grijă să le stropesc, să le dau vlagă, să le vorbesc cu ele în iubire, în dragoste, le stropesc și le ud cu apă, cu turmalină, cu șunghit și ele mă iubesc și înfloresc și mi-aduc bucuria. O altă floricică, tot o să vă zic aici, este Veruța, care soțul mi-a făcut prezent la ziua mea în martie. Un pic ea, frunzulițele s-au uscat. Eu am curățit-o, dar să vă zic că din martie înflorește. Înflorește și foarte drăgălașă. A dat și frunzulițe noi și mă bucur pentru ea. Aici este Maria. Maria m-a bucurat cu două inimioare, dacă le vedeți. Nu știu dacă se vede. Ele o să desfacă mai mari, două inimioare aici sunt frumușele. Uite așa să vă le prezint. Se văd inimioarele, am să le ved mai aproape. Iată așa cu două inimioare. Dar Jenia, Eugenia, Jenia să zicem așa, vai ce frumoasă, a crescut atât de înaltă, uitați-vă, această floare o mai vedeți prin filmulețe, a crescut foarte înalt vara aceasta. Presupun că aici la balcon s-a simțit bine, a fost cald, afară a fost foarte cald, a avut din plin umezeală, căci aici alături de mine mai este și Ionica, care așa de lungă a crescut și foasă, s-a pufoșat ca coafura mea după saună, după baie, pufoasă ca coafura mea după baie, foarte lungă, florile pufoase, la fel ați văzut-o prin filmulețe. E foarte, foarte frumoasă. Mai am în bucătărie o palmă, palmă care e foarte verde. Mai am copacul de cauciuc, mai am drațena, care sunt frumușele și vreau să le vă spun că prima ce am venit acasă, să mut florile, să le văd, să le vorbesc, le spun că le iubesc. Le iubesc și le spun mereu cuvinte de iubire. Oh, și le spun cuvinte de iubire. Aici mai am încă orhidee care așteaptă să înflorească, le-am curățit și pe ele, le-am spălat frunzulițele, vor apărea în filmulețe. Dar vreau să vă accentuez faptul că voi, femeile care sunteți în comunitatea mea, în comunitatea noastră, sunteți ca niște floricele și eu zic femeia ca și floarea. Ca să nu se usuce, merită să fie udată cu iubire, cu cuvinte de laudă, cu îmbrățișări. Am în sală copacul de cauciuc și dracena, de fapt nu copacul de cauciuc, dar Ala, Lilia mai am, Uliana mai am în bucătărie. Și vreau să vă zic că mă bucur de ele, că m-au întâlnit așa frumoase, le iubesc, pe dânsele, pe flori, le spun cuvinte frumoase. La fel, voi, femeile din comunitatea canalului nostru, căci canalul este nu numai al meu, dar și al nostru, voi la fel sunteți scumpe pentru mine și fiecare din voi, și Dana, și Lilia, și Galina, și Maricica, și Alexandrina, să știți că sunteți ca niște flori. Și voi la fel meritați iubire, meritați udate cu iubire, cu cuvinte de laudă, cu cuvinte frumoase.
Deci eu vă promit că în fiecare lună, fiecare miercuri și vinere, voi publica filmulețe pentru voi, pentru floricelele mele iubite ale comunității canalului Frumusețea Vârstei Elegante. Eu pe voi vă iubesc, vă îmbrățișez și vă zic iarăși la un nou început, la cu începutul anului școlar, căci la noi, la fel, după așa o vacanță lungă, sper să avem și noi succese în comunitate, în colaborare, în comentarii și la mai mult și la mai mare, ca să fim solidare, să ne iubim, să ne împărtășim și să ne susținem în vârsta noastră elegantă pentru a înainta în vârstă frumos, iubitoare și cu multe bucurie. Chiar dacă drumul a fost un pic din Canada, un pic mai dificil în Frankfurt, aici în Europa, aceasta a fost ieri, dar astăzi sunt în prezent, sunt în armonie și nu, și accept tot ce viața ne dă. La revedere și pe curând! Un nou filmuleț pentru cei care mă urmăresc, ce nu mi-a plăcut în Canada. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandu, medicul.